Mă bucur foarte mult de jocul prestat în acest joc și de rezultat. Le-am cerut băieților înainte de meci astăzi să fie o repetiție generală pentru meciul de cupă, fiind ultimul meci acasă înaintea meciului de cupă cu Asiopoli, să facă o repetiție generală pentru meciul respectiv, nu neapărat prin așezare sau prin alte acțiuni tactice, ci mai mult ca atitudine, ca motivație, ca dorință, ca ritm de joc. Și chiar am avut toate lucrurile astea, le-am avut din plin la meciul de astăzi. Îi felicit. Cred că sunt în returul ăsta de campionat, cred că sunt singurele două meciuri legate unde am reușit să facem, deci două meciuri consecutive, să facem jocuri la nivel destul de înalt. Ce urmează mai departe? Urmează să ne recuperăm jucătorii care au probleme, pentru că și astăzi am avut foarte multe probleme de lot, cu jucători mulți accidentați, jucători care pe ultima sute de metri s-au refăcut și au intrat astăzi, dar normal că nu sunt în plenitudinea forțelor. Sperăm să-i recuperăm, să facem un match bun și săptămâna viitoare la CFR, să luăm cele 3 puncte și după aia cu toate forțele să încercăm să ne calificăm în finala Cupei României în fața județeană. Eliminarea lor parcă a fost mai bună pentru voi, că de atunci ați reușit să marcați următoarele goluri. Da, de multe ori așa se întâmplă în fotbal, te motivezi în plus în momentul când joci cu un om în minus. Cam așa s-a întâmplat și astăzi. Am făcut o repriză a doua excelentă din toate punctele de vedere. Păcat de eliminare, am pierdut un jucător exponențial, care probabil că va fi suspendat și pentru jocul cu Asiopoli. Apropo de Asiopoli, ați fost cu urechea, sau jucătorul a fost cu urechea și la celălalt meci? De ce să ne ascundem? E clar că am fost cu urechea și la meciul lor. Suntem în luptă cu ei. Noi nu renunțăm până în ultima clipă. Credem în șansele noastre până la capăt. Eu nu cred în superstiții. Eu la pauză le-am spus băieților în vestiar că e 2-0 pentru Sân Nicolau în meciul cu Poli, pentru că nu cred în superstiții, că ei nu se mai mobilizează sau că nu se atenți la joc. Astea-s doar vorbe aruncate în vânt. Meciul cu Asiopoli din cupă, ați spus, vă concentrați și asupra lui, în mod special, va fi pe acest teren, pentru că așa s-a... Da, aici se joacă, pentru că asta e baza noastră de pregătire, aici ne antrenăm, aici jucăm toate meciurile, avem un avantaj față de celelalte echipe cu care jucăm, deci avem și noi avantajul terenului propriu. Până acum, în turul campionatului și meciul cu ei din retur, nu am, putem să zicem că am avut avantajul terenului propriu, am fost tot cu valiza în spate și eu cred că se vede lucrul ăsta la toate meciurile jucate aici, am dominat adversarii net.